Pe lângă o vorbă bună și un gând pozitiv transmisă de voluntarii AUR, oamenii afectați de viiturile din județul Galați primesc zi de zi alimente, produse de igienă, materiale de construcții, dar și o mână de ajutor pentru a-și putea relua viața. Mai mult decât atât, în comuna Pechea, membrii Alianței pentru Unirea Românilor și-au unit forțele și au început construcția 8 case pentru familiile care au fost grav afectate de inundații. Alături de oamenii care și-au văzut munca de o viață luată de ape este și Vasilică Potecă, senator AUR. A fost caravana din asta aici. Ce? Dintre băieții ăștia. Încă e boală și dar încă e mizerie și nu spun de să pun. Nu fac să mă împărinte așa aici, mă duc într-un dincolo, iau și acolo să mai, ce mai pot curăța. Zi de zi suntem alături de locuitorii din Pechea, județul Galați, împreună cu George Simion și colegii noștri din AUR din toată țara. A fost turnată fundația la primele 5 din cele 8 case care vor fi construite în următoarele 14 zile, case ce vor fi date în folosință familiilor care au rămas fără acoperiș deasupra capului. Vom rămâne aici cât este nevoie pentru a reconstrui casele și drumurile afectate de inundații, a transmis senatorul hunedorean Vasilică Potecă.